Euro a atins un minim istoric pentru ultimii 20 de ani. Dolarul american a devenit mai scump față de moneda euro, conform cursului de referință anunțat de Banca Națională a României. Scăderea vine pe fondul temerilor că inflația va rămâne ridicată și multe țări europene vor intra în recesiune, totul din cauza crizei energetice. Conform știri pe surse.ro, dolarul american este mai scump în raport cu leul comparativ cu moneda europeană, în condițiile în care cursul afișat marți de Banca Centrală a indicat 4,92 lei de bani pentru dolar față de 4,88 lei de bani pentru un euro. De altfel, moneda națională s-a apreciat în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României, la 4,88 de bani, în scădere cu 0,02 bani față de cotația precedentă. În schimb, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,92 de bani, în creștere cu 4,11 bani comparativ cu luni când s-a situat la 4,88 de bani. Pe de altă parte, gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 200. 275 de lei de la 272 în ședința precedentă. Pe piețele internaționale, moneda euro a coborât din nou marți supragul simbolic de un dolar, atingând un minim al ultimelor două decenii, în cauza temerilor că șocul energiei va menține inflația ridicată și va spori șansele unei recesiuni în Europa, transmite Reuters, relatează știri pe surse.ro.